Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Impresionantă poveste, convingător personaj. Îl așteptăm să ne surprindă și data viitoare. Până atunci, schimbăm registrul, accentul și trecem un pic prutul. Mă numesc Slava Miteoglu, am 33 de ani, sunt din Moldova, Chișinău. Stepanenko Denis, sunt din Republica Moldova. Vitalie Iurco, vin din Moldova, concret orașul Chișinău. Giovanni Bellina, am 34 de ani, locuiesc în Republica Moldova, sunt originar din Italia. Și cum e viața în Republica Moldova? Foarte bine, numai că e problema cu criza asta conflictuistă, că ne spărei puteți și inflația avem și noi. Și în afară de aceste probleme, lume... Este pe mult alea cu acest... Lume... Ești foarte simpat! Lumea asta n-ai văzut. Lumea asta n-am... Se lipsea. Seara asta ce ai ales să gătești? Fregola sarda. E un farfurii de bucătărie regională din Sardinia. Începem să gătim. Azi pregătesc o pripeliță umplută cu bacon și cu sos de portocale. E un preparat inventat de mine. Risotto cu țelină, în duet cu limba de miel, în sos teriyaki. Prepar costiță de miel cu păstăi verzi și cu cherry la cuptor, cu un sos rece picant. E rău să spui singur cuvinte de laudă despre tine, dar am o pasiune, îmi place, am un talent. Știu să aleg corect gusturile, știu să amenajez un platou ca să arăte destoinic și cred că cu asta pot să mă mândresc. Această rețetă am ales-o de ce? Că cred că e ceva deosebit. Nu știu, pentru că ei probabil că cunosc, dar am văzut foarte mult la emisiune pe YouTube, am văzut programul și nu l-a făcut nimeni. Nu ceva banal, perpilița întotdeauna a fost ceva nebanal, adică nu toți pot să o pregătească, mai ales să o dezosețe, că să nu-i traumeze sau fileul, să nu-i traumeze structura. N-ar face un simplu muritor care nu e în bucătărie. Așa. Când toate elementele sunt gata, risotto punem înăuntru de țelină, deasupra punem limba de miel cu ciuperci. Bună seara, șef! Sper să vă placă și să-mi dați cuțetul de aur. Ușa mami, descuiet, că mama va duce vo, lapte, carne, brânză, o. Ciungă și tardacuri. Oh, ia uite. Ia, zice e, zi repede înainte. Paelia. Nu e, mă, paelia. Deci nu are orez. Nu are orez. Glumesc, mă. Oh. Ei. Prepeliță. Prepeliță. Bă, vezi că și ouțul a fost, da, în... La prăjit? Smet, așa. Bă, e la modă cu... Dă bine. Cu farfurii de-astea? Întotdeauna a fost la modă genul ăsta de plating. Cuib de țelină. Ce, mă, n-ai fost la țară, n-ai stat niciodată cu paie în gură? Hai, mă, pe bune, să mai faci așa ceva. Și păi ce? Da, mă, dar e farfurie. Roșia Sherry în 2022, o iei frumos așa, și o cureți, și o lași la confiat într-o țuică, într-o ce? Țuică, mă? Lasă-mă cu țuica. Ce mi se pare fascinant însă, în această farfurie... Ce? Ți se pare ție fascinant în farfurie asta? E ce ar fi putut să fie. Ar fi putut să fie o super farfurie. Hai să votăm pe cuscusotul. Hai cuscusotul să votăm. N-am mâncat în vongole, că pe asta am văzut-o și eu că e plină de nsip. Am încercat să nu o halez. Bă, dar de cât de vezi tu, mă, că ce tu n-ai ochelari? Ce piper, mă, băi? Băi, e piper, mă. Florin. Curaj, curaj. Curaj.
Bună seara, chef. Salut. Ești italian? Da. Nu cred. Da, Giovanni mă chem. Am 34 de ani și lucrez și locuiesc în Republica Moldova de 8. Deci italian care vorbește cu accent moldovenesc. Da, cu accent moldovenesc. Mi se pare foarte tare. Când ai ajuns acolo, cu 8 ani? Aveam 25 de ani și am coborât din avion și am crezut că s-a terminat lumea. Adică, zine și nouă cu asta. Ce bună e asta! M-a speriat un pic. Dar pe urme, mă bucur că am făcut alegerea asta. E o țară minunată și oamenii super. Și m-am îmbogățit tare de la asta. Ominește m-am îmbogățit. Am deschis secția mea proprie de producere, pe semifabricate, congelate și refrigerate. Pregătim sandwich-uri pentru toate stațiile PECO din Republica Moldova. Bravo! Foarte frumos! Auzi, da, tu ai jucat viața cu coduri, ai ajuns patron din prima? Nu din prima. Și atunci? Am trecut cu ce experiență. Am început cu o studie de bucătar în Republica Moldova, niște cursuri, da? După ce am trecut perioada de cursuri, cu ajutor de tatăl meu, am plecat în Afganistan. Afganistan, într-o bază militară, NATO. Cum a fost acolo? Cum te-ai descurcat? A fost greu. Prima perioadă a fost greu, că am fost un copil de 18 ani jumate, practic așa, că acolo 19 am împlinit-i. În prima senzație când am ajuns a fost oribilă, o țară nouă, o țară cu oameni strani, că a fost pe sus elicoptere, zburau tancuri, oameni armați, bărboși. Oameni Dumnezeule! Dar cum ți-ai dat seama că te-ai îndrăgostit de bucătărie? Cum? Am trăit cu bunica. Mm-hmm. El i-a cultivat pe mine dragostea pentru bucătărie. Da, interesant. Și părinții tăi găteau? Acasă? Mama, tata? Pe mine... Bunica ta? Bunica. Am trăit cu bunica. Bunica a fost pentru mine tot. Păi și părinții tăi? Tatăl noi, mama a murit. Toată copilăria a petrecut cu bunica. Cum era bunica? Ce zgătea? Erai mic. Da. 4-5 ani. Hai să-l ajutăm ca să se descurce puțin mai bine. Fau paranteză așa. Da. L-am adus pe Radu, care este susținătorul lui, ca salut, să Radu. Ajute să treceți de această barieră. Ok. Cum ar descrie pe bunica lui? Ce fel de femeie era bunica? Как ты бы описал твою бабушку? Очень сильная женщина. Она прошла Вторую мировую, голодовку. Nu știu ce zâmbește omul acolo, e foarte... și-a dus aminte. Da, foarte mișto. O femeie foarte puternică, a trecut prin al doilea război mondial, prin foame, a crescut 5 copii, a educat, a crescut 5 copii. Bunica încă mai trăiește? Da. 83 de ani. Și vă vedeți des? Da. Știe că ești aici? Da. Și ce ți-a zis? Șasliva. E bucuroasă. Șasliva. E fericită. Vreau să ne întreb dacă i-a gătit bunici. Dacă i-a gătit bunici? Te-ai găltovil de la tăi băușchi? Конечно. Что именно? Старани. Așa ceva? Genul ăsta de mâncare? Rolă iubit. Așa ceva. Ea iubește rolă japoneze. Sushi. Da. A hrănit și cu sushi. Asta e mișto. Ai experiență ca bucătar să faci asta? Este experiență. Asta ai făcut întotdeauna? Nu am fost bucătar șef, o perioadă... Ai fost? Am fost. Mă ocup mult timp cu sport, am avut o istorie în sport. În 2005 am câștigat campionatul, am devenit campion al Greciei la kickboxing. Wow! În Grecia ai luptat? În Grecia, da. Foarte tare, felicitări. Mulțumim. Și ce-i cu tine pe la șef la cuțite? Ce te-a adus pe la noi? Familia, copiii m-au împins. Au și un favorit? Sunteți simpatizați absolut, toți trei. Dar tu în ce echipă ai vrea să faci parte, dacă ar fi să mergi mai departe? Cătălin Scădătescu. Ce dă-mi iertă-mă, mă, Republica Moldova? Ce nu e regulă? Spun eu. Vă explic de ce. Ce nu e regulă în Republica Moldova și la Bacău? Cum alegi soția, da? Așa trebuie să-ți alegi șeful. Să-l simți. Să-l simți de șef Scădătescu ca șeful meu. Știi că... genul ăsta de mâncare pe care ai încercat să ne arăți aici,
are nevoie de mai mult de o oră la gătit. Și mai sunt și astea care nu sunt comestibile, adică... Vitali, despre mâncare, cum a zis și Florin, roșiile așa pe ciorchine, nu prea mai... fasolea acră și nu-mi dau seama de ce este acră. M-a adăugat puțin la mâine. Cred că a adăugat mai mult decât puțin. Încă este acră. Mie îmi place foarte mult cum vorbești. Îmi place foarte mult atitudinea ta, parcursul tău în carieră, faptul că ai știut foarte clar cum să-ți obții tot ce ai nevoie. Da. Totuși, e... ce mai vrei mai mult de atât? Am vrut să vă văd. Eu nu știu ce mai vrei tu mai mult de atât, dar uite, noi îți vom oferi. Haide! Nu cred, mersi mult ce. Felicitări! Totul mea. Giovanni! Da. E cinstită. Mulțumesc. O farfurie cinstită, cu gust, mi-a plăcut. Fregola sardă. Eu am găsit niște nisip, dar și mie mi se întâmplă, să știi. Adică pot să trec peste. Sunt greșeli tehnice. Ce mai întâmplă? Aia nu-i greșeală. În vongole mai găsești niște nisip din când în când. Mersi mult. Este foarte gustoasă, sincer, este foarte gustoasă. Nu ai ceva finisat cap-coadă, calul. Mare păcat. Dar este foarte gustos. Într-adevăr, fasolea e puțin mai acră. Dar cum a zis și Dumitrescu, băie bună rău de tot. Vă mulțumesc. Bravo, mulțumesc. Mâncarea, uite, mâncarea este foarte tare. Mersi mult. Preferiți asta, chiar este. Băi, chiar e... Succes. Vă mulțumim, seara bună. Salut. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.